Anterior, după discuțiile cu fracțiunile politice, cu colegii din Consiliul Municipal Chișinău, care au dorit să discute despre soarta primăriei capitalei, de mai departe am propus două candidaturi la funcțiile de viceprimar, respectiv pe doamna Silvia Radu și pe domnul consilier municipal Ruslan Codreanu. După ce am venit cu aceste propuneri, În primul rând vreau să știți că am acceptat acest interimat din cauza unei situații de criză. După cum cunoașteți, în ideea că această situație va fi o perioadă scurtă și Consiliul Municipal Chișinău va găsi voință politică să numească viceprimari, inclusiv un primar interimar. Așa am spus-o prima dată când am revenit la serviciu. Nu îmi doresc nici acum ca să ocup această funcție contrar voinții Consiliului Municipal, etc. Am acceptat acest lucru doar ca să pot rezolva, să deblochez activitatea primăriei. Primăria Chișinău la momentul actual are nevoie de o echipă completă de conducere, însă după ce am discutat cu mai mulți colegi din CMC, am înțeles că nu se va găsi voința politică necesară pentru a se ieși din această criză. Am luat așadar decizia de a identifica doi candidați potriviți pe care să-i propun. Doamna Silvia Radu, după mine, este o propunere foarte bună pentru a aduce modernitate și eficiență în managementul primăriei. Dumneai are o experiență bogată, vine din zona tehnocrată și cred că va aduce schimbări importante în activitatea instituției. Îi mulțumesc foarte mult pentru discuțiile pe care le-am avut până să accepte propunerea, dar în primul rând îi mulțumesc că a acceptat să preia această funcție într-o situație de criză. Pe domnul Ruslan Codreanu îl cunoașteți cu toții de asemenea. Este consilier municipal, un om cu o bogată experiență, deja în administrația publică, un om foarte creativ și inspirat. Am avut ocazia să colaborez foarte bine cu el și cred că împreună vom face o echipă bună în conducerea primăriei. Amândoi, din punctul meu de vedere, sunt oameni foarte serioși, integri și buni profesioniști. Deși sunt sigur că am legături, sunt agreate de mulți dintre colegii noștri din CMC, indiferent din culoarea politică, din păcate, interesele politice și luptele între partide nu le permit să-și exercite liber votul și am ajuns la situația în care de două ori a fost exclusă de pe ordinea de zi nominalizarea celor două persoane la funcția de viceprimar. Mai mulți dintre consilierii care au votat pentru aceste excludere mi-au spus că ei nu au nimic de obiectat la cele două candidaturi, dar asta e decizia partidelor pe care le reprezintă și nu au ce face. Atât la sugestia unor colegi din CMC, cât și pornind de la prevederile legii, am uzat de dreptul pe care legea mi-l conferă de a semna dispozițiile de numire în funcția celor doi viceprimari, în cazul în care CMC a votat de două ori împotriva lor sau exclus subiectul de pe ordine de zi. Așadar, vă anunț oficial că doamna Silvia Radu și domnul Ruslan Codreanu sunt numiți viceprimari. Voi face restul demersuri procedurale pentru ca ei să-și înceapă activitatea. Am semnat azi dimineață două dispoziții de numire a dumnealor în funcție de viceprimar. Subliniez că numirea se face în baza articolului 17 a legii privind statutul municipiului Chișinău, care prevede că dacă viceprimarii nu sunt aleși de CMC, ori subiectul este exclus din agendă la două ședințe consecutive ale Consiliului, primarul general numește viceprimare prin dispoziție, care se aduce la cunoștința Consiliului Municipal. Precizez repetat că toate procedurile legale au fost respectate. Subiectul alegerii viceprimarilor a fost în agenda CMC la două ședințe consecutive și s-au exclus din agenda. Atrag atenția și asupra faptului că legea în baza căreia am numit astăzi viceprimarii a fost elaborată și adoptată la inițiativa Partidului Liberal, după cum vă amintiți, în ideea de a evita apariția unor blocaje în primărie. Și iată că s-a dovedit foarte utilă această inițiativă care ne ajută să deblocăm situația. Motivul pentru care am insistat să fie numiți viceprimarii este pe de o parte necesitatea de a avea echipă întreagă la conducerea primăriei capitale, dar pe de altă parte faptul că nu doresc să exercit la infinit funcția de primar interimar. Cred că este necesar ca până la momentul în care vom avea o claritate în ceea ce privește situația primarului suspendat, ori în cazul în care se va ajunge la alegeri, este nevoie ca primărie să beneficieze de un suflu nou. Cetățenii nu trebuie să stea până la sfârșit în criză politică în care ne aflăm la conducerea capitalei. Problemele orașului trebuie rezolvate, nu se mai poate aștepta.
Așadar, pe lângă cele două dispoziții de numire a viceprimarilor, am semnat și o declarație prin care am anunțat că mă retrag din funcția de primar interimar. Voi rămâne în continuare viceprimar atât timp cât va fi nevoie de cunoștințele și experiența mea. Accentuez că în dispoziția de numire a viceprimarului Silvia Radu este menționat că anume ea va asigura interimatul de primar general în caz de absență sau imposibilitate de exercitare a funcției. Asta în condițiile în care și Ruslan Codreanu a semnat o declarație prin care refuză să exercite interimatul de primar general. Toate aceste documente sunt aduse în scris la cunoștința aleșilor din CMC și le transmit cancelare de stat. La situația dată am ajuns ca urmare a discuțiilor cu cei doi candidați la funcția de viceprimar, iar doamna Silvia Radu a acceptat să preia interimatul. Poftim și aceste declarații. Suntem așadar în situația în care punem punct crizei privind completarea echipei de conducere a primăriei Chișinăului. Începând de astăzi avem un primar interimar în persoana doamnei Silvia Radu și doi viceprimari în persoana domnului Codreanu și a mea. Îi vom acorda desigur tot suportul doamnei Radu în așa fel încât să putem să distribuim cât mai repede sarcinile și să ne apucăm cu cât mai multă energie de treabă. Chișinăul are nevoie de o administrare profesionistă și modernă. Cred că pașii pe care îi facem astăzi vor eficientiza mai mult activitatea instituției noastre. Am consultat zilele acestea mai mulți juriști și specialiști înainte de a semna dispoziția respectivă, în așa fel încât ea să respecte toate rigorile și să nu intrăm într-o criză nouă. Lucrurile sunt cât se poate declara acum. Nu rămâne decât să finalizăm acest proces și ne apucăm de lucru. Vă mulțumesc și pot să răspund doar la două întrebări, deoarece deja ne așteaptă colegii în sala de ședință a primăriei. Vă Deci, evident, am menționat deja că înainte de aceasta am consultat mai mulți juriști și totul este perfect legal, conform articolului 34 din legea privind administrația publică locală, este prevăzut expres instituția interimatului de primar general, în cazul suspenderii acestuia din funcții sau imposibilității exercitării funcțiilor sale. Deci în aceste cazuri, unul dintre viceprimari asigură de drept interimatul funcției și preia toate atribuțiile fără nicio limitare a primarului general. Interimatul este temporar, este adevărat acest lucru, dar persoana care asigură interimatul are competențe depline pentru a asigura funcționalitatea autorității publice locale. Deci, cât privește discuția despre aceste două candidaturi, desigur, am purtat practic cu toate fracțiunile, cum am menționat mai înainte, dar practic, să zic așa, devotat ați văzut, ați fost martor ocular când au fost retrase consecutiv de două ori de pe ordine de zi, de fapt, fără a se invoca niciun motiv, fie pozitiv, fie negativ. Deci, a fost anterior două candidaturi ale Partidului Liberal, dar care, din păcate, nu au avut nicio continuitate. Acum am discutat inclusiv și cu unii consilieri din partea Partidului Liberal, dar care mi-au declarat că nu au nimic împotrivă, însă decizia partidului este alta și cam același lucru am auzit și de la reprezentanții altor fracțiuni politice. Recunosc că cu independenții și Liviu Boroc n-am avut posibilitate să discut după cea de-a doua. Ei n-au fost, toate, domnul Ștefăniț a fost, dar recunosc că nu am avut posibilitate. Deci, cel puțin toți cu un reprezentant, dacă nu cu liderul, am discutat. Din punct de vedere verbal, nimeni nu are nicio pretenție, nimic împotrivă, însă deciziile din punct de vedere politic se adoptă în alt mod și de aceea nu au insistat pe excluderea din ordine de zi. Tacit, îmi permit să zic aceasta, tot este un acord. Eu, dacă vă amintiți, dacă mai țin minte, la sfârșitul lunii, undeva pe 27
iulie, când a fost decizia respectivă de suspendare a primarului Generaliu, și atunci nu am intrat imediat în această funcție. Am așteptat ca să văd absolut toate momentele legale și nu mi-am pus niciodată scopul și în continuare este același lucru, vreau să declar. Deci eu sunt gata să ajut să contribui la rezolvarea oricăror probleme din funcția de viceprimar, din alte funcții care poate să nu fie legat deloc cu primăria municipiului Chișinău. Într-al doilea rând, vreau să declar că, din punctul meu de vedere, este necesar ca să dezleg mâinile administrației publice locale a primăriei municipiului Chișinău în realizarea unor proiecte investiționale cu credite de la partenerii de dezvoltare, unde, în condițiile mele personale, apar unele semne de întrebare. Deci, de aceea că acest lucru să nu mai apară la primăria municipiului. Poftim? Legate de dosarul care cu parcările și acest lucru eu cred că este corect. Vă mulțumesc. Da, de astăzi, da. Deci, așa. Prezentă dispoziție într-o vigoare la data semnării se aduce la cunoștință.